Áldás békesség, örülök, hogy újra látlak. A bukur szemere, mert ezt a lárepentum énekel szunt kovajájítsá, és persze dova dezába jazz, de lász fősít. Voj vorbi despre poveste camot de închinare. Și am ales un paragraf scurt din scriptur pe care o să-l citesc. E vorba de Exodul la capitolul 13. Domnul îi spune lui Moise, să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Dumnezeu pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână tare te-a scos Domnul din Egipt. Cu alte cuvinte, poporul este într-o criză serioasă în robie egipteană și în evreiește. Egipt înseamnă Mitraim. Mitraim, pușcărie, am traduce pe românește. Poporul îi la pușcărie, confined, foarte constrâns undeva. Și Domnul vrea să scoată la loc larg. Cine nu vrea să fie scos la loc larg. David zice, Doamne, scoate-mă la loc larg. Aia nu se gândea că stau într-o garsonieră amărâtă undeva pe moților și Domnul să mă scoată la loc larg. Se gândea, din punct de vedere existențial, ca Domnul să-l scoată la loc larg. Și uite, poporul sunt în condițiile astea și Moise îi spune Domnul, nu, bă, fii atent, Moise, adu-ți o persoană influentă, că tu ești cam, ai probleme, nu vorbești bine limba. Adu un influencer să le spună oamenilor că, bă, nu vedeți ce condiție mizerabilă aveți aici, vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere, viață boierească. Că îi mobilizez pe oameni dacă le provis lucruri mari, ca și în campania electorală. Nu le zice chestia asta, Domnul. Nu zice, zice, mă, Moise, să le spui o poveste. Nu, Nisbeck, dar ce să facem cu povestea? Voi trebuie să vă transformați în învățător. Fiecare evreu să fie un învățător. Să-i povestești copilului ce ți-a făcut Domnul. Să-l pui pe copil într-o poveste. Nu întâmplător, evrei au premii Nobel. Știi de ce? La vârsta de 3 ani, ăla te învață deja să literele, la 3 ani. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. La 3 ani tu vezi literele ca să poți citi, să citim povestea. Asta e poporul cărții. Și dacă eu 10 generații la rând fac chestii de astea, e imposibil să-l apară genii mai târziu. Dar Domnul n-a zis, bă, tu trebuie să spui povestea ca să apară genii la tine. Asta e o consecință naturală că apar geniile. Domnul a zis, spune povestea pentru ca să legi poporul de Domnul. Pentru că dacă povestea nu e legată de Dumnezeu, oricât de succes ai fi tu, este pe degeaba. Povestea trebuie să-ți o legi de Dumnezeu. Și fiecare dintre noi are o poveste. Nu este unul aici fără o poveste. Altul este într-o tragedie. Unul, dacă vă cercetăm bine, că viața fiecăruia e un roman, poate tu ești într-o tragedie, ca la greci. Tragedia se termină prost. Există dramă. Drama nu se termină prost, dar e dinamic.
Alții, știu, sunt într-o poveste de groază. Alții sunt într-o poveste romantică. Dar fiecare de aici e într-o poveste. Și tu acum simți confortul aerului condiționat, ești în spațiu și timp aici. Da, în paralel ești într-o altă lume. Într-o lume a narațiunii. În lumea ta. Ca și Luceafărul lui Evirescu. Iar eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Și te întreb, da, sper să termină repede ăsta, că mă duc la un restaurant după aia și să nu vă țin așa pe uscat aici prea mult. Deja tu începi să gândești în povestea ta. Ești alundeva. Ideal ar fi să fim toți în aceeași poveste, în povestea lui Dumnezeu. Pentru că sunt mai multe tipuri de povești. Este o poveste personală, este o poveste colectivă și asta e metanarațiunea, se zice, povești personale, povești colective și există povestea lui Dumnezeu. Important e, ești, poți fi în toate trei astea, și socială, și personală, și în Dumnezeu, dar important este să fii în povestea lui Dumnezeu. Foarte important. Cine te-a pus în povestea ta? Cine te-a pus acolo? Contextul în care te-ai format. Sunt mai multe elemente care contribuie la formarea personalității noastre. A poveștii, dacă vrei. Unul dintre elemente este factorul ereditar. Genele. A ieșit cu anumite gene, de exemplu, ai ca mine două viteze foarte încet și deloc, n-ai nicio șansă să obții și pe a treia viteză, este imposibil. A, o să mor numai cu două viteze. That's it. Dar lucrurile pe care nu le poți schimba, trebuie să înveți să le accepți. Pe unele le poți cizela. Deci genele tale îți determină anumite caracteristici și îți determină oarecum povestea. Mai este educația pe care o primești de acasă, cei 7 ani de acasă, și mediul care te-a format. Mediul e foarte important. Poate că tu ești genial, dar ai avut un mediu ösevisso acasă. Copciol ösevisso îi aoleo, ca și în purgatoriu la catolici. Se poate că toată genialitatea ta să se ducă pe apa sâmbetei, pentru că nu te poți coordona bine datorită mediului care te influențează. Ești foarte anxios sau știu cum. Și mai există al treilea element, autoeducația. Și asta îi până când mori, trebuie să-ți faci autoeducație. Nu îmbătrâni, nu fi un bătrân de la răpciugos, enervat, care nimeni nu vrea să stea lângă tine. Tu tot timpul trebuie să faci ceva la tine, poți lucra ceva la tine. Deci, iată, asta te pune în povestea ta, genele tale. Și te pune în povestea ta societatea. Societatea te influențează great deal. În vechime era în centru societății biserica și primăria. Și ce știai tu? Cum se forma metanarațiunea ta, povestea generală? Spunea părintele ceva la biserică, că nu aveai internet, alte surse de informare. Ce-o zis părintele? Da, și avi. Cele 10 porunci, ce zicea el acolo, părintele, veneai acasă, te mai prelucra un pic soția, că altfel, ce căsnicie e asta care nu mai te prelucrează soția deloc? Îți mai regla ideile, că noi bărbații dansăm în oglinda femeilor, că vă place, că nu vă place, prima dată în oglinda mamei dansăm. O, să mă iubească mama, să mă accepte mama. După aia, în oglinda soției.
dansezi, să fii pe placul soției, le influențează mult. Și te mai prelucra soția un pic acasă și asta erau ideile. Mai ăia la piață ziceau ceva și tu aveai o metanarațiune. În era industrială s-au complicat un pic lucrurile. Avem tiparnița, ne influențează, avem cărți. Putem să ne lărgim perspectiva. Numai ce spune părintele, acum ce spun manualele. Și manualele a apărut în era industrială sentimentul ăsta naționalist. Și dintr-o dată avem poetul național, scriitorul național, la Robâne Virescu, Ștandor, Petöfi, depinde ce naționalitate, te influențează. Și tu zici, ăsta e adevărul. Ce zice Eminescu, ce zice Creagă, ce zice Iorga, ăsta e adevărul, da, și Amir. Și Ezofio, ăla de dicolo care l-are pe Petiofi, ăla nu poate fi decât greșit, nu poate fi normal. Nu? Că tu ai sedimentată metanarațiunea. Și societatea are tot interesul să-ți formateze gândirea. De ce are tot interesul? Că poți manipula masele cu o narațiune, cu o metanarațiune, cu o poveste. Poți sau nu? Imaginați-vă că eu zic la 1000 de maimuțe, mă, mergem la Alba Iulia de 1 decembrie să defilăm și primiți banane la sfârșit. Pot să le duc la Alba Iulia. Știi de ce nu le pot duce? Că l-au poveste, ca și tine. Dar tu ai poveste, te pot duce, zic ție, mâncăm un bograc la sfârșit, dacă stai pe acolo o zi. Și, sigur, mergem și bograci, și ne simțim mândri că suntem români, nu? Te mobilizează cu ideea națională. Și acum, tot cu naționalismul, funcționează mai greu, că am trecut în altă eră, de era informatică. Acum nu mai citim manualele, avem tot mai puțin care citesc, e o problemă. Nu mai avem oameni care citesc. Se informează on internet. Sunt influencerii care îți bagă idei. Ca ce, Eminescu, mă, du-te cu prostii, cu idei naționale. Pentru cine să mor eu, mă, în luptă cu rușii? Pentru Kaufland și pentru olandezii care au luat pământ în România? Ce vorbești, domnule? Nu mai funcționează ideea națională în era asta când tu ești conectat la internet. Este influencerul. Și tu sunt tot felul de pseudoprofesionii. El n-are decât un copil de 6 ani și te învață cum să fii tu parenting, să faci parenting cu copii. Bă, stai jos, că tu abar n-ai cât e ceasul. Sau știu eu, psihologi și auzi relații toxice, narcisist, toată, bă, eu nu mai stau în relația asta, că nevasta e narcisistă, sau știu eu. Bă, dar de unde știi? Cum ești așa specialist pe diagnostici, așa peste noapte? Dar influencerii ăștia sunt cu fiica mea în centru, aici la Coloșva. Și la un moment dat ea intră în trans aproape. Zice, tati, tu o vezi pe influencerița asta? Mă uit, văd o tipă îmbrăcată cu un lepede pe ea. Lepede-o, adică un cearceaf, ca un cearceaf. Bă, la mine nu are niciun impact. N-are niciun impact influencerița asta. Dar la ea are impact. La tânăra generație. Ăștia îți formatează povestea. Și tu poți să trăiești o dramă în funcție de ce ți-au băgat ea cap. De obicei au de-astea cu Evanghelia de la Hollywood. Ferice de ăia trași pritrunile el. Ăia alții de cei cu trupul perfect, nu de cu cei cu inima curată. Că ăia cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Dar ăia cu trupul perfect vor fi văzuți de toată lumea, nu? Și tu te uiți la mine, stai să văd de trași pritrunile.
Da, într-adevăr, dar de la butoiul cu varză. Ăsta. Și atunci începi să te căiești lacrimile de pocăință. Și toată ziua ești pe cântar. Eu zic soției mele, stai să văd ce mai spune micinosul ăsta și mă pun pe cântar, să vedem câte kilograme a. You know? Deci te-au pus, te pune societatea într-o poveste, ești în povestea socială. Oare e ok să fii? A, poți să te sustragi poveștii astea? Nu neapărat poți să te sustragi. Și familia te-a pus într-o poveste. Pe unii dintre noi ne-a făcut eroi. Pe alți, copilul transparent. Nu se vede, nu se aude. Când părinții au crize de astea de isterie, copilul îi sărac cu mucles. Nu, mai, el așa învăța să supraviețuiască. Știi, mai bine tac din gură că aici e teribil. Și acum are 30 de ani copilul. Dar el e tot în rolul care l-a pus familia de origine, în povestea în care l-a pus familia. E tot acolo. Nu poate ieși. Joacă tot rolul ăla. Rolul, costumul pus de societate, povestea pusă de societate, povestea pusă de familie. Și copil transparent, dau din casă acum, sper să dubă de a justiție și să plătești niște sume până la urmă. Deci este acolo o doamnă, 30 de ani, și se plânge că, vai, zice, nu mă promovează șeful, când îi de lucru mai mult pe mine, pe, ghici pe cine cheamă, pe mine. Și eu zic, da, tu ai comentat ceva? Eu nimic, el trebuie să știe astea, nu trebuie să spun eu. Da, poți să mai stai 10 ani așa, dacă nu comentez. Că este o vorbă, copilul care plânge, nu plânge, rămâne nehrănit. Deci, ce se întâmplă cu persoana asta? Este într-un un costum de copil transparent. Că așa era mediul de acasă. Tu nu-i voie să te exprimi, că dacă te exprimi, ai încurcat-o cu părinții. Tu trebuie să fii obedientă. Nu te vezi, nu te auzi. Și așa supraviețuie. Și eu zic, you have to get out. Trebuie să ieși afară din costumul ăsta. Dacă tu vrei să te înscrii în povestea lui Dumnezeu, trebuie să ieși afară din determinările tale biologice. Trebuie să ieși afară din determinările sau povestea în care te-a pus familia de origine. Pare ciudat. Trebuie să ieși afară din costumul în care te-a pus societatea. Așa i-a zis Dumnezeu lui Avram. Avrame, ieși din casa ta, ieși din familia ta și ieși din țara ta și vino înspre mine. Lech lecha, în ebraică. Lech lecha înseamnă vino unde zic eu și mai poate fi înțeles vino înspre tine. Wow, nismec. Adică când asculți de Dumnezeu, tu vii înspre tine, culmea. Când intri în povestea lui Dumnezeu, tu vii înspre tine, cel real. Că până atunci n-ai fost real, tu ești fake. Ai jucat povestea altora. Alții ți-au dat scriptul. Ia, joacă rolurile astea. Și Domnul, ca să te închin cu adevărat lui Dumnezeu, tu trebuie să ieși din condiționările biologice, trebuie să ieși din costumul în care te-a pus familia și să intri în marea dramă, povestea dramatică în care te cheamă Dumnezeu. Ce înseamnă poveste dramatică? Am zis, cu Dumnezeu nu există tragedie. Tragedia e la greci, cu Hercule, cu aia, adică se termină prost până la cu Oedip. Oedip i-au scos ochii și a pierdut regatul, dar nu și l-a mai câștigat, nici vederea nu și-a mai recâștigat. Cu Dumnezeu nu există tragedie, există dramă. Exemplu, cazul lui Iov. Iov a pierdut tot.
Să știi că dacă intri în povestea lui Dumnezeu, nu-i... ce mă plictisesc de moarte. Bă, băgați ceva mai dinamic la echipa de închinare, că mor aici. Cu Dumnezeu nu te plictisești. Ai toată gama de sentimente, de la disperare la extaz, dacă umbli cu Dumnezeu, că e dramatic. Păi gândește-te că Dumnezeu scrie o poveste și vrea să te bage pe tine, să fii actor. Ăsta, cum îl cheamă, Angelina Jolie și Brad Pitt, îs pistol cu apă față de ce rol trebuie să joci tu. În ce filme au jucat ăia și în ce film trebuie să joci tu. Gândește-te, filmele astea de Oscar, în regie, decor, scenografie, coreografie, se bagă milioane de dolari. Dar gândește-te ce scenografie, ce regie a pregătit Dumnezeu pentru tine. Ia uită-te la munții Carpați, numai că toți se laudă, noi avem cea mai frumoasă țară. Du-te în Italia, să vezi. Sau altundeva, știu, nu neapărat România, cea mai... Dar și România are locuri frumoase. Gândește-te cât costă asta. Ăștia de la Hollywood, săraci-s departe, de ce cadru a pregătit Dumnezeu să iei tu premiu Oscar. Dar cum te-ai gândit tu că o fi povestea în care vrea Dumnezeu să te bage pe tine? O poveste de aia așa, în care tu te scoli dimineața, ai dormit bine, beton armat, niciun coșmar, nimic, relaxat. Soția e cea mai cool soție din lume. Eu tot le spun clienților, bă, fii atent că o femeie adevărată te enervează când ești liniștit. Și te liniștește când ești nervos. Altfel, degeaba. Ce ai făcut? Te-ai căsătorit cu un balechi. Deci soția e acolo să te facă să fii real, știi? Să stai cu realitate. Nu îți permiți să visezi. Și te duci la locul de muncă, toate semaforele sunt pe verde. Te duci de la Florești, vii, oi, totul e pe verde și traficul e țuchi. Veci la lucru, șeful e un gentleman. Vii acasă, ai păpat ceva, râgâi un pic, Și iar dormi bine. I-ai dat premiul Nobel la un film de ăsta. Nu, premiul Oscar. I-ai dat premiul ăsta, te plictisești la filmul ăsta. Deci Dumnezeu a făcut așa o poveste în care lucrurile capătă o dinamică extraordinară. Și zice Dumnezeu, vino aici. Dar să vezi numai ce pățești dacă intri acolo. Că trebuie să ieși din condiționările tale biologice, trebuie să ieși din condiționările tale în care te-a pus familia și trebuie să ieși din condiționările sociale. Imaginează-ți pe Avram când trebuia să iasă din condiționările lui. Ce relaxat a fost. Când ieși din zona de confort, ce simți? Wow! Un entuziasm maxim, nu? Sau o anxietate însoțită de entuziasm, ambele la oaltă. Nu-i simplu să ieși din costum. Și noi cel mai mult am vrea să fim în zona de confort. Ioi, Doamne, zice Moise, eu sunt bâlbâit, tu nu vezi că am probleme. Trimite pe altcineva să meargă în locul meu. Nu-mi place, nu. Nu, eu, sau Gedeon, zice Dumnezeu, bă, viteazule, ăsta trebuia pantalonii făiești, iar scudea lucruri. Arăta ca un viteaz. El era într-o poveste. Sunt cel mai mic din familie de la mine. Eu spădic că ieri ca videogazo, n-are rost. El era în altă poveste decât povestea în care îl vedea Dumnezeu. Dumnezeu îl vedea un erou. Tu când te uiți la tine, ce vezi? Un ratat? Oi, that's them, you. Dumnezeu vede un erou.
Zice, bă, ești din costumul care te-a pus familia, că tu ești prâzlea ăla mai mic, giugiulit, chestii. Tu nu știi să fii bărbat adevărat, bă. Ia ieși afară de acolo, aoleo, trebuie pantalonii. Când zice Dumnezeu să ieși de acolo, nu-i simplu să ieși din condiționările tale. Dar dacă vrei să primești premiul Oscar, când se decernează premiile la judecata de apoi, trebuie să ieși din poveste. Nu sta acolo în costumul care ai fost pus. Trebuie să ai un pic sânge în tine, nu apă minerală. Să nu mă lungesc prea tare. Este o poveste cu un evreu. Știi, evrei zic așa, bă, sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucruri ieftine. Și și-a cumpărat el un material de la Zeiss. Bun de tot. Și s-a dus la un croitor faimos. Și a zis la croitor, fă-mi un material pe măsura costum pe măsura calității materialului. Zice la categoric, domnul, ai nimerit unde trebuie. Sunt un profesionist, tot evreu. Două evrei. Unde-s două evrei, sunt probleme la un moment. Și ai nimerit bine, e firmă de calitate. Și merge asta după costum. Costumul era un pic o mânecă mai lungă, un pic, una mai scurtă. Acum, dacă ai un Rolex pe mână, aia nu-i nicio problemă, că se vede Rolex. Dar ăsta nu avea Rolex. Și pantalonii erau un pic unul mai strâns aici, puțin, dar era, și unul mai larg. Zice, domne, mi-ai ruilat costumul, ce faci? Zice, croitor, bă, problema e că tu nu vezi bine. Tu îți dai seama că nu stai bine în costum, nu vezi bine. Ia, stai un pic cu mâna asta mai așa și cu asta așa. Stă bine costum. Bă, perfect, zice. O, așa stă. Și cu piciorul ăsta un pic mai încolo. E bine? E perfect, domnul. Perfect. Nu, merită munca mea? Domnul, merită. Mulțumesc foarte mult. Și omul a dat banii și a ieșit afară din atelierul de croitorie. Pe drum, doi în spate, zice, bă, săracul individ are handicap. Are handicap. Dar zice al doilea, handicapat, dar ce costum are nebunul pe el. Tu ai văzut ce costum are ăsta pe el. Deci, societatea, condiționările biologice, familia te pune în costum. Tu arăți foarte bine din exterior. Dar tu țipți că ceva nu e în regulă. Că trebuie să stai într-un mod nefiresc. Și Dumnezeu zice, ieși afară de acolo. Ieși afară din toate condiționările astea, că noi trebuie să scriem o poveste nouă. Tu trebuie să te întâlnești cu mine. Să admiți părțile alea urâte din tine. Că și eu am venit astăzi la biserica ci la voi, dar nu mi-am adus părțile alea urâte cu mine. Sau le țin la demisol. Le-am băgat la demisol. Soția mea știe mai bine. Dumneavoastră puteți să ziceți, bă, ce băiat grozav. Întrebați-o băiat să vedeți ce băiat grozav sunt. E uneori. Că există și o parte umbrosă. Niciunul de aici nu e onest 100%. Eu vă garantez asta. Fac grupuri terapeutice cu baptiști penticostali și cu ăia care nu le-au cu biserica. Ăia de la baptiști penticostali, slavă Domnului, numai cu versete biblice mă țin, dar mortul e ascuns în dulap acolo, știu undeva. Evident, mă interesează să scot mortul afară din dulap. Hai să vedem. Că altfel nu mă pot conecta cu tine. Dacă tu vii numai cu jumate din persoana ta,
ce relație putem avea noi? Putem scrie o poveste fantastică împreună? Nu putem. Trebuie să mă conectez prima dată cu mine. Pot eu să mă conectez cu povestea lui Dumnezeu? Dacă nu mă conectez mai întâi cu mine, pot? Crezi tu că poți? Poți recita versete cât te vrei tu pe lumea asta, că nu te conectezi cu adevărat. Când te conectezi cu Dumnezeu acolo în întuneric, în disperări, în chestiile alea respinse social, când îl duci pe Dumnezeu acolo, abia atunci poți să te conectezi cu adevărat și să scrii o poveste autentică. Până atunci e fake. Tu ne spui povestea despre Hristos că ai citit în Biblie. Dar tu trebuie să-L experimentezi pe Dumnezeu în întunericul tău existențial. Pentru că atunci povestea e consistentă. Și dacă asta face și partenerul tău, se conectează cu Dumnezeu acolo, într-o poveste, să fii în povestea lui Dumnezeu. Am spus dimineață, un pic era altfel predica, nu contează. Am spus tâlharul de pe cruce a zis așa. Zice, Doamne, n-a zis, te rog să-mi dai un Mercedes. Te rog să mă dai jos de pe cruce. Știi ce a zis tâlharul de pe cruce? Doamne, adu-ți aminte de mine. Pune-mă în povestea ta, Doamne. Că dacă nu sunt povestea ta, poți tu să mă scap de aici de pe cruce, poți să am sănătate, beton armat, că e H2O de ploaie, nu valorează nimic. Dar dacă m-ai scris în povestea ta, atunci e extraordinar. Scrie-mă în povestea ta, Doamne. Dar trebuie să plătești un preț. Noi toți zicem, a vino la Hristos, a murit pentru tine, e fain, pe gratis. Crezi tu că e pe gratis. Te costă viața ca să te înscrii în povestea lui Dumnezeu. Te costă viața. Și scrii o poveste. Și când ești tu așa autentic în povestea lui Dumnezeu și celălalt de lângă tine e autentic și ăla e în povestea lui Dumnezeu, încep ca lucrurile să meargă frumos, să fie frumos la tine. Până atunci, degeaba spui tu poveștile de exterior, că nu te ascultă nimeni. Trece pe lângă. Și atunci vei crea un cuplu. Există cupluri one against the other, unul împotriva celuilalt. Toată ziua la beregată unul la altul. Și există cupluri one for another, unul pentru celălalt. Și există cupluri indiferente. Nu se ceartă, dar sunt colegi de apartament. Care ajung cel mai repede la divorț, credeți? Ziceți tare. Eu le zic oamenilor, bă, și dacă spui o prostie, spune-o cu pasiune. Asta e. Ce viață e aia în care nu pui nicio pasiune? Că de acolo înveți. Da? Care ajung cel mai repede la divorț? Indiferenții. A, unii dintre voi sunteți specialiști. Dar nu de la influencerea de pe internet. Deci, ăia care sunt indiferenți. Indiferența poate fi mai rea decât ura. Dar dacă eu m-am imersat în povestea lui Dumnezeu și celălalt s-a imersat în povestea lui Dumnezeu, scriem o poveste frumoasă. Și atunci va avea impact și în copiii noștri povestea. Altfel, degeaba spunem povestea non-stop despre Dumnezeu la biserică, la nu știu unde, că nu funcționează. Mă opresc aici, mai am eu să vă zic foarte multe lucruri, dar nu le puteți purta acum pe toate. Mai bine să vă opresc și să vă doresc un creștinesc și românesc iștenalion. Adică Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. Vigyázzatok magatokra. Să aveți grijă de voi.